Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Petru și Tatiana Costin din Călăraș spun că într-o zi de aprilie s-au pomenit cu doi bebeluși în casă. Ei povestesc că cea care le-a lăsat pruncii este iubita fiului lor, Zarina. Bărbatul zice că după ce le-a adus copiii și i-a anunțat că le sunt nepoți, tânăra a dispărut. Ea ca așa, ei are inimă de asta care n-are jări. Ei naște și-i lasă și fuge. Mă, eram bucuroasă și dacă de-a mâi erau copilașă iar în casă, n-am putut să mai să-i spun nimic, să o alung. După ce au depășit primul șoc, cei doi soți au încercat să dea de urmele Zarinei. Ei au aflat că la doar câteva ore după ce le-a adus pruncii, femeia ar fi trecut hotarul spre România. Nu mi-a dat în cap și au plan să fac. Și au luat și au fugit la România. În viața mea eu nu m-am gândit că o mamă poate să facă așa ceva. Petru și Tatiana spun că au cerut o explicație și de la feciorul lor, Vasile, dar au aflat că și el este implicat în evadarea femeii. Și feciorul pleca cu dânsa. Eu n-am avut puterii să el îi dea mâi. Nu m-a ascultat. Da, mare, nu m-a ascultat el. Eu întotdeauna, Vasile, pentru ce ai făcut așa? Pentru ce ai mai lepădat-o pe mine cu copiii ăștia? De atunci au trecut 6 luni. Bărbatul de 52 de ani se plânge că, în loc să se ducă la muncă, trebuie să îngrijească de gemeni. Eu trebuie să plec la Germania înapoi, că mine mă așteaptă acolo, la lucru, eu ne-a cerut voie. Pentru ce nu ai făcut unii să mă ții pe loc aici, ne lega mâinile? Mai mult, Petru și Tatiana se îndoiesc că geminii sunt nepoții lor și acum își doresc în primul rând efectuarea unui test ADN. Nu-s bucuroasă eu de doamna asta, de că eu nu cu noi, eu n-am iubit-o și nu trebuie să-i ignora ori să-i spun că-i soția lui. Pentru că e nu-i bun, e rău. Și de atâta vreau să dau la dânca. Că n-am încredere în tânsa. E poate să spui că s-a lui, dar poate nu s-a lui. Echipa noastră a reușit să dea de urmele Zarinei, mamei gemenilor. Unde se află ea acum? Ce a motivat-o să-și lase pruncii în brațele unor oameni care o resping? Și cum își argumentează fapta? Ce ascunde tânăra despre trecutul ei? Anume, din această cauză, Petru se îndoiește că micuții sunt nepoții lui. Ce spune Vasile despre relația cu Zarina și care vor fi rezultatele testului ADN? Vedeți astăzi! Hotărât să afle adevărul, Petru și Tatiana Costin au venit în platoul nostru. Ei ne vor spune cum se descurcă cu doi gemeni care au acum 7 luni, dar și de ce refuză să creadă că micuții sunt nepoții lor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mai întâi spuneți-mi, vă rog, până a fi aduși acești copii la voi în casă, voi doi știați de existența lor în general? Da. Știam. Ce știați? Da, știam că ei era însărcinată. Știam de la Vasile. De la băietul nostru. El ce vă spunea despre acești copii? El ne spunea că noi nu eram acasă, noi eram la Germania, de noi vorbeam cu pe telefon. Că el v-a spus că Zarina este însărcinată copiii lui? Da, cu copiii lui, așa v-a spus, da. De cât timp îngrijiți de acești copii? Din luna lui martie. Ei sunt cu voi doi? Voi, da. Practic, sunteți mama și tata. Da. Voi îngrijiți. Noi doi, da, ne-am chinuit foarte, foarte greu. Mi-imaginez. Nopți nedormite. Mi-imaginez. N-avem încotro, cu sănătatea cam slab, dar n-am avut încotro. Copii micuți. N-am putut noi să le lepădăm. Așteptam să vii. Le-ați povestit colegilor mei că apariția acestor copii în casa voastră practic v-a răsturnat viața. Ce trebuia să faceți? De ce nu vă puteți întoarce la muncă în Germania? Pentru că ne-au oprit copiii ăștia. Noi n-am putut să dăm copiii. Ei au lepădat copiii și au fugit. Și noi a rămas cu copiii. Noi n-am putut să lepădăm copiii și noi. Nu ne-au fost jale de copiii să lepădăm. Dar nu puteți, de exemplu, să o lăsați pe Tatiana și dumneavoastră să plecați? Dar cu doi e greu. Greu. Foarte greu, foarte. Haideți să vedem un subiect despre familia voastră. Atenție. Petru și Tatiana Costin locuiesc în orașul Călăraș. Ei spun că toată viața cât au muncit, au făcut-o pentru fiul lor, Vasile. Cam numai unul și de atâta. Am muncit pentru dânsul. Petru spune că mereu s-a îngrijit să câștige un ban cinstit pentru a-și întreține familia. În ultima vreme, bărbatul lucra în Germania, la o fabrică de înghețată. Eu ne-am cerut voie.
Eu îmi cer voie să vin până acasă să-mi pun, să-mi fac dinții. Pe 2-3 săptămâni. În luna aprilie 2022, Petru susține că a decis să revină acasă pentru a face mai multe investigații medicale. După puțin timp de la întoarcere, bărbatul spune că iubita fiului lui i-a lăsat pruncii și a plecat. Și am un an cum iesă. Pentru asta ne-au pus acolo amendă. Da, ne-au pus 3.500 de euro amendă. Eu pus pentru că nu m-am dus înapoi la timp. Mai mult de atât, Petru spune că nu are resurse suficiente pentru a-și îngriji nepoții din cauza că nu poate pleca la muncă. Și banii ăia care le-am avut, noi le-am botezat și copchii, și pampersuri, și malâșuri, și de astea, și s-au dus banii, le-am cheltuit. Și am, vă spun, drept în timpul de față, am o soră la Italia și o nepoată. El îmi trimit nii bani. Petru, ați apucat să ne spuneți că atât timp cât munceați în Germania, deja aflaseți că Vasile, fiul vostru, are o relație cu această fată. Da. Ce vă povestea el despre această relație și de cât timp erau ei împreună? El spune că eu când vorgheie el cu dânsa, eu îi spunem, las-o că are, nu te ține de dânsa, că are copchii, iar și cinci copchii are fata asta și bărbatul pușcării. Pe lângă aceștia doi? Da, fără aceștia doi, mai are încă cinci. Una o ține cu dânsa, patru s-le pădați. Patru copii le pădați la prima șoară. Dar ei, de cât timp știați despre relația lor? Cum să vă spun, eu, e mult de povestit, dar mai pe scurt, așa și mai lămurit să vorbim. De la bun început am aflat că ei vorbeau, se sunau. Din Rusia, la Moscova, cred că unde erau, dar sunau. Și am aflat și când am auzit, zic că nu n-a să dau voie. Și în timpul ăsta mi-a părut șagă și a apărut la Moldova cu soacra ei, cu copii, tăți cinci. Și în timpul ăsta încă mama mea, eram singură prima dată, el era după hotare, dar eu am rămas singură. Mama bolnavă, 86 de ani, sora tot și nu mai dușim, n-avem când să lupt cu dânsul. Și încă în momentul acela a decedat mama. Și a apărut la Moldova, am aflat. Și fișorul, mă uit eu cu el, se pregătește, zic că Vasilica îl cheamă numele, unde te duci? Mamă, eu am ușin. Zic, măi băiat, spune unde te duci, la Chișinău. Zic, e seama că eu de-amu m-am priceput. Nu, să n-ai grijă, mi-a spus. De ce vă spunea el? Să n-ai grijă el, că ce? Eu i-am spus, când aflam, încă am aflat că vorbea, eu ziceam, șez că fata asta nu-ți pare viața șagă. E încurcat, are soțul la închisoare, copii. Nu, mamă, eu așa în șagă, n-am ce face. Zic că n-ai ce face, nu-ți... Zic că... nu vrem rău, măi băiete. Că n-ai și tătă viața tânăr. Noi nu vrem ția rău și e seama, fata asta e încurcată, nu ne trebuie, nu, nu-ți trebuie. Haideți să-l cunoaștem mai bine pe Vasile, pe fiul vostru. Atenție. Petru Costin povestește că până la 13 ani, feciorul lor Vasile era ascultător și cu minte. Însă, după un incident grav, Vasile a devenit de nerecunoscut. Pe dânsul l-a împușcat drept în ochi. E ca un băițel de la vale cu pușcă de asta, cu văzdușcă. Și de atâta eu am început să-l alint pe dânsul, că eu m-am spăriat tare atunci. Petru presupune că băiatul lor a apucat-o pe drumuri greșite după ce s-a împrietenit cu o gașcă periculoasă. În adolescență, el ar fi început să consume droguri. El spune că nu-i drept. Cum va să zic că nu-i drept, dacă eu te cunosc? Vine acasă, schimba față, ochii schimbați, în capul lui erau ochii schimbați. Petru zice că a încercat să-și scape fiul de dependența de substanțele interzise, dar nu i-a reușit. Și mie era jertfă de dânsul tare, că eu mă gândeam, zic, poate să mă ajuta și să-l lecuim, că el e tare bun băiat. Dar el nu-i bucuros singur de dânsul, că narcotica nu numai pe dânsul îl face nici om, pe orice om. La 21 de ani, Vasile și-a întemeiat o familie. Căsnicia băiatului le-a adus în casă multă bucurie. Dar ei nu era, era o fată deșteaptă și... Băiatul meu s-a legat cu dânsa, tot s-a... Și s-a căsătorit cu dânsa el. Și a făcut-o... Are un băiețel el. Da, el are un copchilaș. Are un băiețel cu Maria. Vasile nu a trăit mult cu soția lui. În urmă cu 4 ani, ei s-au separat. Iar de atunci, soții Costin spun că nu mai știu nimic de nepotul lor. Tot ei se sfădeau că el folosă droguri de astea și Maria n-l lăsa pe dânsul. Că Maria nu folosă, Maria era o fată ca lumea, dar e de-amă, nu mai vorbește cu noi, o să o luat.
grija din noi e să o luat viața ei și să crește copilul ei. Părinții lui Vasile s-au întristat și mai mult atunci când au aflat că fiul lor a început să devină tot mai apropiat de Zarina. Eu aș începe, în primul rând, cu soții Costin. Sunteți de treabă, chiar sunteți de treabă, fiindcă n-ați dat afară acești doi copii, care presupuneți că sunt nepoții dumneavoastră, dar aveți acum îndoieli, ceea ce înseamnă că aveți o inimă mare, ceea ce înseamnă că în fața lui Dumnezeu, dumneavoastră, ați ajutat un copil care de voi depindea, dar nu unul, dar doi. De-aia nici nu le-am lepădat, nici nu le-am... Dacă noi... îți nepoții dumneavoastră, dar ce am auzit până acum, las un profund sentiment neplăcut față de atitudinea mamei în raport cu copiii săi. Că ficiorul este tată, nu este tată, asta e sub semnul întrebării, dar că ea este mamă, e sigur. Și atât când o mamă își lasă copiii așa, ca pe un lucru care nu-ți mai trebuie la casă, da? Iată, asta deja generează semnul de întrebare față de faptul, da, merită ea să fie numită mamă sau nu? Ei, nu mereți și mamă, că... Așa credeți voi. Așa mamă nu se lasă copiii. Mama care e mamă e să și iei sub gard să doarmă. Că e copilul să țălă în grânsa. Îi spune că Vasile. Eu, ca mama am 8 copii, vă înțeleg ce înseamnă să ai un nou născut, dar voi doi. Dar eu toată viața am visat să am gemeni. Așa că... Încă nu-i trebuie să evită. Bucurați-vă că aveți... Chiar e binecuvântare. Chiar dacă e temporar. Chiar dacă o să vină, dați tot ce e mai bun acum lor, pentru că ei au acum nevoie, acum au nevoie de toată căldura și dragostea. Eu înțeleg că înveți oricum, știi, măi, dar dacă nu-i sângele meu, dar faceți abstracție de asta, dar dacă este sângele meu și chiar dacă nu este, el orice și un câine merită să fie primit acasă. Zarina, totuși, s-a mutat la voi în casă, cât voi nu erați în Moldova, da. Cât erați în Germania. Asta cum s-a întâmplat? Dacă voi din start nu ați acceptat-o? E știe că noi nu vrem că e să vie la noi în casă. Dar noi nu eram acasă și Vasile o adus-o pe dânsa în casă. O adus-o Vasile pe dânsa în casă și... A adus-o gospodină? Deci era... Da. El era singur acasă. Așa. Și o stat atât iar acasă la noi. Stat el când vede că noi venim, el se duce de amă. Lua fetița și se duce. Așa. E cu dar cum plecați? Cum plecăm, vine. Cum venea. Atât timp cât fiul vostru, practic, a recunoscut, așa mi-ați spus, că Zarina e însărcinată cu copii și sunt copiii lui. Voi de ce aveți dubii că nu ar fi? Pentru că... Zarina a avut bărbat, are copii și Dumnezeu știe ce a făcut e. Poate s-a și dus la bărbat sau la pușcărie acolo, la sfidanie, cum să spune asta. E să duce, da, când i-a spus. Adică având relație cu fișorul vostru, el se mai ducea și la soțul ei. Când n-ave cu fișorul, el nu mă vorbea. E pe telefon vorbim, da. Și nu știi ce-a făcut el. Mă, noi de atâta zic, da să vedem. El mi-a spus că e să duce la soțul ea. Cu soacra ei se duce la dânsul, la închisoare. Soții Costin au venit la noi ca să afle adevărul despre cei doi gemeni care i-au fost lăsați în grijă. Sunt sau nu acești copii nepoții lor? Răspunsul la această întrebare îl vor afla în curând, după realizarea testului ADN. Iar acum să auzim ce ne-au povestit cei doi soți despre mama gemenilor, Zarina. Atenție! Ei se sunau, dar ne-a părut o glumă. Și a apărut la Moldova, a venit după dânsul. Și am întâlnit-o și am zis, ieși, du-te și cată-ți de nevoia ta, de nevoile tale, du-te la copiii tăi. Și o spus, am înțeles, ne-a spus. Și n-am putut să reușesc nimic. Am dat-o, zic, eu nu-s bucuroasă, ieși, du-te de unde ai venit. Și fișorul a plecat cu dânsa. Eu n-am avut puterii să el îi dea mâi. Nu m-a ascultat, da, mare, nu m-a ascultat el pe mine. Nu că e încurcată, are copii, are soțul ei în pușcărie, la închisoare.
Da, da, e ca o femeie de asta, o muleagă așa, e mititică, e josuță. O femeie de asta care o lepătătură de femeie de asta e să ne prostească pe noi așa de tare. Dar păi cum? Așa și ies, că se bate joc de noi. Dar în primul rând nu numai ies să bate joc, și băietul nostru se bate joc de noi. E așa, dar pe așa și ies și nici vinovat. Tatiana, a zis de acea întâlnire cu Zarina. I-ați spus, da, lasă-l pe băiatul meu în pace. Și v-a zis că a înțeles, că v-a promis cumva? I-a spus, eu ți-a nu vreau rău, ești du-te, că el nu-i pentru tine, și tu pentru dânsul. Și ea ce v-a zis? Zic, da, bun, am zis că o înțeles, am înțeles, mi-a spus. După asta ați mai vorbit cu ea? Mă mai întâlneam, o întâlneam și îi spunem. Dar e tot, nu m-a ascultat, nu înțelege. Am înțeles că ați vorbit și cu părinții ei. Da, de la bun început nu o găsim pe mama ea, că am vrut să o întâlnesc, ori să-i sun, să-i spun, ești, vezi și cu fata ta, ești oprește-o, că eu n-am să dau voie, nea, am un fișor și nu trebuie să știi cu dânsa. Și ce v-a răspuns, nu, mama ei? Mama ea nu găsim. Și cu i-ați spus? Îi spunem tot la niște neamuri de aia. Și în momentul ăla au apărut aici și meu și am găsit-o. Deci mai întâi ați vorbit cu rudele ei și apoi, da, cu ea. Și vroiam, dar fără rezultat. Fără rezultat. Și vroiam cu mama ea, dar nu dădem de mama ei, nu găsăm. De câte am înțeles, ați încercat să vorbiți cu Zarina, ați încercat să vorbiți și cu Vasile. El când a văzut că voi respingeți, a plecat la ea. Cumva înseamnă că el o iubește, el este foarte atașat de ea? Sau cum să vă lămuresc? Că... El folosește cu asta, cu tableci, cu... și e tot. Deci ea îi găsește droguri? Eu am înțeles că ea amândoi folosesc. Și prin asta ea l-a legat? Ea ca de la asta. Eu am înțeles pentru și cauză. Ea amândoi. Ați văzut-o consumând droguri? Nu, eu am înțeles. N-am văzut-o, dar am priceput-o. Eu am înțeles că e 100%. Și asta credeți că îi leagă? Da, da, amândoi, da. Ea ca de la asta. Nu. Și tot, eu am un băiat și îmi pare rău tare de dânsul. Și tot zic că vreau să-l, ca să-l și dispărțit, să nu și până la urmă. Decât s-o legat, l-o stricat mai tare, e pe dânsul. Deci îl influențează negativ și asta este... Da, el n-are grijă de dânsul, dar eu zic când am găsit-o la Chișinău, i-am spus, ieși care te du-te de la dânsul, că eu vreau, noi am un fișor și eu singur vreau să-l lecuiesc pe dânsul. Asta a fost un plan bine regizat, ambii au lăsat nepoții la părinții lui Vasile, fiindcă uitați-vă, Vasile, ăsta părinții, Costin, dumneavoastră aveți o gospodărie extraordinară. Eu am observat, foarte bine îngrijite, hainele la copilași sunt bine, bine spălate, puse la uscat, ceea ce înseamnă că atunci când ei au hotărât, poate mișelește, poate nobel, să vă lasă acești copii ca dumneavoastră să-i îngrijiți, să-i creșteți și să-i educați, este ceva și o nobleță aici, fiindcă n-aș fi dorit ca acești doi copii să crească în prezența doi narcomani. Dar dacă dumneavoastră acum ajungeți la concluzia că luați-vă copiii acasă, luați-vă copiii și creșteți-vă și dumneavoastră spuneți acum că e consumator de droguri, poate singur nu vi se pare că s-ar putea să fiți prea egoiști ca să lăsați acești doi copii când acum i-ați crescut ei la aproape, are de acum un an, dacă nu mă înșel, da? Dar cel mai greu de acum este în spate. Da, dacă îmi permiteți, de obicei iată, am simțit, de obicei ați fost așa ca părinții, haideți să zicem, tradiționali. Există o deconexiune, a existat între dumneavoastră și ficiorul dumneavoastră, pentru că noi tindem, atunci când considerăm ca un comportament inadecvat, noi tindem să-i criticăm, să intervenim,
Dar, de fapt, aici invers ar fi trebuit să fie, de exemplu, să vă implicați. Mm-hmm. Dar, uite, eu știu că îți place fata aia, dar de ce îți place? Să fim curioși, ca noi să înțelegem ce îl atrage. Pentru că din momentul când noi cunoaștem ce îl atrage în fata aia, atunci noi putem veni, poate, cu unele sugestii, recomandări. Uite că Tatiana, da, cumva zice că a intuit, da, că atracția, da, lui nu este atât atașamentul, cât acest, da, interes vicios, da, față de aceleași... Exact. Și din momentul când, de exemplu, ați aflat despre asta, deseori, da, iată, psihicul nostru, el acționează asupra fructului interzis. Cu cât mai tare noi vei spune copilului că nu te du, nu e partenerul tău, cu atât inconștient el va fi atras. Din momentul când, de exemplu, dumneavoastră, uite, dar nu ți se pare că iată ea, de exemplu, consumă, cum vezi tu viitorul tău alături de el, da? De ea. Iată cumva o colaborare. Asta și este cumva minusul relațiilor noastre cu copiii noștri, că noi pierdem conexiunea asta, pentru că noi folosim unele pârghii, cele care nu funcționează, în special la vârsta adultă, când sunt copii mari. Asta e critica, asta e pedeapsa, asta sunt intruzivitatea asta, că eu sunt mai mare, eu știu mai bine, nu funcționează. Adică, chiar și acum, cu cât veți fi mai aproape, mai curioși de ce l-a făcut, cum l-a făcut, da? Cu atât veți avea legături mai eficiente. Unde sunt documentele? Nu s-a, că se dea pe masă. Vasile Monsonaș, o stat eu de aici la România. Dar cum asta? Dar copiii ăștia și mie lăsat mie. Eu trebuie să mă duc la lucru. Ca și cucucela care își lasă ouăre nefrite cuiburi. În adeverințele de naștere, nu-i pus ca tată băietul meu, dar-i pus ca tată altul, unul Serghei. Și îți faci un viitor, o casă și trăiești, dar corect, nu lești copii. Clarina a spus, dacă vrați, dați-i la de domn. Poate nu-s copiii tăi. Deci vreau să-i treacă în fata să amnă cu tine, dar băietul nu. Petru și Tatiana Costin din Călăraș spun că într-o zi de aprilie s-au pomenit cu doi bebeluși în casă. Ei povestesc că cea care le-a lăsat pruncii este iubita fiului lor, Zarina. Bărbatul zice că după ce le-a adus copiii și i-a anunțat că le sunt nepoți, tânăra a dispărut. Mi-a chinuit foarte, foarte greu. Ei au lepădat copiii și au fugit și noi a rămas copiii. Noi n-am putut să lepădăm copiii și noi. După ce au depășit primul șoc, cei doi soți au încercat să dea de urmele Zarinei. Ei au aflat că la doar câteva ore după ce le-a adus pruncii, femeia ar fi trecut hotarul spre România. Eu îi spunem, las-o că ea are, nu te ține de dânsa, că are copchii, ea are 5 copchii, are. Da. Fără ăștia doi, mai are încă 5. Una o ține cu dânsa, 4 sunt lepădați. Eu ziceam, știți că fata asta nu-ți pare viața așa, e încurcat, are soț la închisoare, copii. Nu, mamă, eu așa înșagă. Mai mult, Petru și Tatiana se îndoiesc că geminii sunt nepoții lor. Și acum își doresc în primul rând efectuarea unui test ADN. Dumnezeu știe că și-a făcut ei. Poate s-a și dus la bărbatul la pușcărie acolo, la sfidare. El folosește cu tableți, cu... și e tot. Și prin asta ea l-a legat. De cât i s-a legat, l-a străcat mai tare, e pe dânsul. Echipa noastră a reușit să dea de urmele Zarinei, mamei gemenilor. Unde se află ea acum? Ce a motivat-o să-și lase pruncii în brațele unor oameni care o resping și cum își argumentează fapta? Ce ascunde tânăra despre trecutul ei? Anume din această cauză, Petru se îndoiește că micuții sunt nepoții lui. Ce spune Vasile despre relația cu Zarina și care vor fi rezultatele testului ADN? În această seară discutăm despre soții Tatiana și Petru Costin din Călăraș. Ei povestesc că o tânără pe nume Zarina a abandonat în casa lor doi gemeni, iar apoi a plecat fără urmă. Totul s-ar fi întâmplat acum jumătate de an, pe când copiii aveau doar o lună de zile. Petru recunoaște că fiul lui Vasile a avut o relație cu Zarina, dar se îndoiește că anume el este tatăl copiilor. Soții Costin susțin că dubiile lor sunt întemeiate, întrucât Zarina ar fi avut o viață tumultoasă, cu mai multe relații, din care ar avea mai mulți copii.
Petru și Tatiana își doresc acum efectuarea unui test ADN pentru a afla adevărul despre rudenia lor cu cei doi gemeni care le-au fost lăsați în grijă. Rezultatele testului le vom anunța în scurt timp. Iar acum, haideți să vedem în ce condiții Zarina și-ar fi abandonat gemenii nou născuți. Atenție! Am venit din Germania și au stat ei două săptămâni cu copchii ăștia și îmi spune, noi nici împan la magazin. Da. Stați ora copchii când nici împan la magazin. Și s-au dus, zic, hai duceți-vă, nu-i iau în cap și au plan să fac. Și-au luat și-au fugit la România. Așa cum în ligoare, pașapoartele în buzunar și s-au dus. Și-au luat o fițioară așa, mititică pirima. Eu n-am tras atenție, că nu mă gândeam că poate să facă așa chestii de astea. Zic, în viața mea eu nu m-am gândit că o mamă poate să facă așa ceva. Dar eu mă gândeam la asta, că o lepădat patru copii. Și eu aveam în cap ideea asta, că ei poate să-mi lepiți pe astea. Dar pentru și ei mai născut. Pentru și ei făcut o copchise, dacă tu ești așa la inima ta. Sos în România, la București. Și făceau pe acolo, și îmbălau ei, și făceau, nu știu. Petru, Tatiana, din spusele dumneavoastră, noi am înțeles că fiul, Vasile, a plecat odată cu Zarina. Da. Și chiar așa a fost? Deci să, noi ne ducem, mama, tata, noi ne ducem până la magazin și n-au da, mai revenit? Da, așa a fost, da. Mamă, tată și dețurile cu copchii, că noi amuși venim. Amuși? Asta amuși înseamnă venim, da. Într-o oră, două, nu mai cred mult. Cred că au că, nu știu, el a spus că eu jumătate de oră și vin înapoi. Și voi ați crezut? Și nu jumătate de oră s-o prinde jumătate de an. Și nici în ziua de azi nu. Când ați înțeles că ceva nu este în regulă? Păi, piște o jumătate de piște oră, uite. Un ceas, așa. Nu-s. Nu erau. Că tău am venit să-mi spital cu copiii. Și îmi spune, amuș, noi plecăm până la magazin, venim. Bun, zic, mai repede veniți. Și aștept piște o oră, mă uit, mă duc în... Că avem altă parte. Îi trăiesc la noi în casă, e dispărțări, așa. Așa. E, jumătate de casă e a lor. Separat. E a lor, da. Și când mă uit, uite, hainele tătii se erau, dar numai documentele le-au luat. Deci ei au plecat fără bagaje, fără nimic? Nici în bagaj, hainele erau. Adică să nu vedem noi. În casă mă uit eu și zic, unde-s documentele? Nu s-a, că se deau pe masă. Când mă uit, nu s-a. Și am priceput că e iar o fugit. Cum ați aflat că am înțeles că în câteva ore erau deja duși peste așa, hotare? Da. Cum da, ați aflat da, asta? Da, păi cât e de la Călăraș până la Mungheri? Nu e departe. Nu, e cu taxi. Și cum ați aflat asta? Că ei au plecat imediat după hotare. Undeva peste vreo două ore tot el m-a sunat. A, tot Vasile v-a sunat? Vasile m-a sunat și a stat eu de-am sunat România. Da, ce faci? Apoi mă duc și eu. Da, cum asta? Cum? Dar eu cum să mă duc la lucru înapoi? Și nu ne trebuie la treaba lucru. Ta. Avem jumătate de an acasă. Așa a zis? Treaba da, ta? Da, treaba ta. Și poți să fac? Dar zic, l-ați întrebat probabil, dar cu copiii ce facem? Da, pe l-am întrebat. Și normal l-am întrebat. Vasile, dar copiii ăștia și mi-ai lăsat mie. Eu trebuie să mă duc la lucru. Fiind mă așteaptă oameni să mă duc înapoi. Așa. Și încredere avem în voi. Treaba ta. Noi trebuie să muncim pentru copii. Trebuie să ne dar ducem. Nu știu, v-a zis măcar la telefon, vă rog frumos, aveți grijă de ei. Nu, el a spus. Dar el, el a spus. Eu a spus, dacă vreați, dați-i la de domn. Așa a zis mamă, la telefon? Da, Zarina a spus, dacă vreați, dați-i la de domn. Dar Vasile a spus, nu, tată, nu, dar copiii ține. Vasile ține la copii, dar ei nu. Este o explicație aici. V-au găsit părinți buni, al lui Vasile. Aha. Cei care patru lăsate, la părinți buni au lăsat. Da, și ei... Și uitați-vă, ea gândește în felul următor, ca și cucucela, care își lasă ouăle în diferite cuiburi, ca să crească alte păsări. Cam fix asta e Zarina. Și n-are nicio legătură aceasta maternă cu acești doi copii, asta nu poate fi nicio explicație când spune, lăsați-l la casa pentru copii. Dar dacă dumneavoastră n-ați fost părinți buni, sunt sigur nu, da, că nu i-aș fi lăsat dumneavoastră aici. Asta sunt sigur aici. Tatiana, dar i-a zis colegilor mei că Zarina ar fi vrut să-și lase acești doi copii încă la spital când, după ce i-a născut? Da, de la da. Bun început am aflat că vorgheam pe telefon, vorgheam cu dânșe și spun eu că îl lăsăm în spital. Dar în spital nu vreau băieții da, să le Da, nu avem de-am încredere într-însă. Deci ea era să-i lase, dar Vasile era împotrivit. Eu vreau să le ies în spital la Chișinău, că e la Chișinău născut. Și eu vreau să le ies acolo, dar băietul meu a spus că nu. Eu copchii acasă, noi nu-i lăsăm în spital. Dar eu vreau să le ies. Am o întrebare. După 6 luni,
Dumneavoastră iubiți acești doi copii? Da, da, foarte. Uitați-vă ce, uitați-vă, ambii ați zâmbit aici. Asta e cel mai mare realizare, asta sunt sigur aici. Nici nu se discută. Dacă ori veni ca să le iei... Ce? Dar am înțeles că au revenit? Nu, eu spus că ori... După prima plecare, după prima evadare, atunci când vi-au lăsat de o lună de zile acești doi gemeni, ei au revenit? Au venit, s-au dus la România, au stat 3 luni. Au venit acasă, eu vrem să plec cu, la Germania cu tot copiii, dar nu putem să mă duc cu dânșii, că nu am deși un document pe dânșii. Avem numai de asta, custodii de la primărie. Că să avem, aveți custodii? Avem custodii de la primărie, da. Așa, discutăm despre asta. Și eu am crezut că, zic, dacă a venit mama la copiii ăștia, zic că ea are dreptul să-i treacă peste hotară, că se luăm cu noi acolo unii lucrăm. Dar spuneți-mi, vă rog, peste 3 luni de zile, ei revin, a revenit și Zarina și Vasile. Eu asta și-am luat să spun. Ați întrebat o dragă fată. Cum ai putut? Eu am întrebat, cum ai putut tu să lepezi copiii ăștia? Așa, și dar nu eu, Vasile. Vasile, da. Dar pot spun și eu o întrebare aici. Dar cum ați văzut-o pe ea, în general, ca mamă? Cum era ea? Ea nu iubea copiii. Eu în față ei am spus că eu, e când au venit ca altă mamă, să-i apuși, să-i iei în brață, să-i sărute, să-i mângâi. Da, da, da. Dar e nică, e zero. Așa, ca și să uită, așa să uită. Ea avea încredere în noi, că noi... Nu, dar tot o întrebare. Ea poate era sub influența narcotic, drogurilor, adică... Cum o vedeați voi? Că ea permanent poate era tulbure? Nu permanent. Dar cât timp a stat ea, a doua oară? A doua oară a stat o săptămână de zile. A doua oară când a venit, noi ne-am înțeles cu dânsă și așa. Stați să facem documente la copii, le facem pașapoarte și ne suim tăți în mașină și plecăm la Germania. Și acolo deamă eu să mă duc la lucru, soția a stat cu dânsă acasă, o leacă mai ușor, că acolo avem de unii... Un vinit de undeva este. Poate și pe social acolo puteți să registrați. Am înțeles. Da. Și a stat o săptămână și... O spus că bun, las ca să facem, e că trebuie să-l caut pe un băiet care are dista certificat de căsătorie cu dânsa, că se dă la divorț, ceva, e ca așa ceva, niște hârtii, să facem documente, că să meargă așa la care, în adeverințele de naștere, nu-i pus ca tată băietul meu, dar ai pus ca tată altul, unul Serghei. Despre asta vorbim puțin mai târziu. A stat o săptămână și... Am vrut să facem actele la copii. Așa. Actele nu s-au primit să le facem și iară ne-au măjit. Și-au fugit, iar au fugit. Aceeași poveste a fost? Aceeași noi ne ducem la magazin pentru jumătate de oră? Încă ei au spus că vreau să mănânc carbos dulce. În scurt timp, veți auzi. Cum își explică Zarina decizia de a-și lăsa copiii în grija unor oameni care nici măcar nu o acceptă în viața lor? De ce și-a abandonat micuții și a dispărut? Mai are și alți copii pe care la fel i-ar fi abandonat, așa cum spun eroii noștri? Răspunsul îl vom auzi chiar de la ea, în câteva momente. Totodată îl vom asculta și pe Vasile, care a dispărut din casa părinților odată cu iubita lui. Până atunci, haideți să vedem ce spun soții Costin despre cea de-a doua fugă a tinerilor. Atenție! Iar o fugit. Dar cum e? Tot ea așa a spus, o stat cu mine cam tot iar vreo 2 săptămâni, o stat cu copchii. Și avea grijă? Da, e de-a mă să uită, lua băiețelul în braț, îl mai ține. Și tot așa ne-a spus, când ne ducem pe la magazin. Așa a spus, vrem să mâncăm harbus. O stat, mă duc cu Zarina până la magazin să cumpărăm o harbus și vinim. Zic, hai ce-ți, bă? Și iar s-a dus la magazin după harbus și bun duș. Mă miră faptul că sunt familii care vor copii și ar putea să-i întrețină, să-i iubească și nu le primesc și bagă sume colosale în fertilizări, în ce vrei absolut și tot nu-ți primesc. Cineva care absolut are o atârnare ca față de o cârpă, așa știți, îi dă și nu unul. Iată, 5+2 la pachet. Deci, chiar, știți, îmi pare foarte rău că există asemenea situații. Cel mai rău îmi pare că în rezultatul la așa părinți o suferi copiii. Lor o să le fie, lor dacă acum le este indiferent, pe urmă când ei o să devină maturi și de sine stătători, o să le fie și mai indiferent de acești copii. Și îmi pare rău că există așa părinți și le mai dă Dumnezeu și copiii. De ajutor, eu vreau să știu, Vasile și Zarina, ei cum se implică? Ei vă ajută cumva? Nu, vă susțin? Nu. Deloc? Deloc nici o capică. Deci jumătate de an fără... Nică. Ei nu...
E singur, încă, Vasăr încă poate să iară singur de la mine. De acolo, din Germania, unde era mă. El poate să iară de la mine, poate să-mi sună, zice, tatăl meu, din 50 de euro. Noi și avem... Haideți să vedem cum vă descurcați la creșterea acestor doi copilași. Atenție! Tot să că așa, vedem cu dânșii. Îi adornim, îi hrănim, îi schimbăm. Eu sunt fata, Tatiana ține băietul. Și e ca așa, i-am crescut de la o lună de zile aveau ei, când i-au adus de spital. E ca așa, le punem. E ca așa. La, noi, la dânșii în sat îi facem mai de mult de asta așa. Vedeți, cu și cofringhii și două bețe. E ca așa, le pus două bețe și o pocăvală de asta, le pui așa și când văd că le somn, le pun în leagă și le dau, e ca așa, o lepsă, că le dau, le legă în așa, o leagă și ador. E de amă, când aude glasul meu, e cunoaște glasul și se râde de departe. El de amă așa repede, el să, încă să-i dau șupul cu sacrănii și adorme. Dar el s-a deprins aici în leagă. N-am încă, în crivat mai trebuie, că am vrut să mai fac un leagă. Dar numai la crivat da. Sprinește. Ia ca aici fata eu o țin în braț și o adorm, Sara, o adorm și după ce adorm, eu fata așa zice. Fata doarme aici și eu dorm în partea cealaltă, de ca aici, pe patul islam. Tatiana doarme în partea cealaltă cu băietul. Și e că avem acolo la masă pregătit ceainic, apă caldă. Și ei când se trezesc, noi avem apă călduță, apă în termos. Fata când se scoală de la 2, la 4, la 6 se scoală, la 10 dimineața seara. Și e de câte ori scoală, eu mă scoală răp de acolo, i-am turnat în șip apă călduță, am pus mălășul, l-am dat și el pun la gură și fata al suge o lecție și doarme. Nu fi era... dormit, e primele da. Zile. Petru, voiam să întreb. Eu am impresia că nici la copilul dumneavoastră nu erați atât de implicat cum e acum, nu? Dar de spuneți-mi, vă rog, voi ați încercat să vorbiți cu feciorul vostru, cu Zarina, să le spuneți. Și îi spun că copiii ăștia au nevoie de părinți, de implicare. Eu am spus că vin. A, și au spus că vin și a să luăm copiii și ne dușim. De câte ori zic e așa? Da. Și zic, dacă ori veni, nu știu, dacă ori veni, noi n-avem... dreptul. Pur și simplu eu n-am încredere în cuvântul lor, nici în Vasări, nici în Zarina. Pentru că v-au mințit de atâtea ori? De câte ori au mințit, dar în primul rând, să vă spun așa drept, eu mă tem să dau copiii lui Zarina. O bună, asta am vrut să spun și eu. Eu mă tem să le dau că să nu-i lepid pe undeva. Vezi că îi spun să ne ducem împreună? Da, el poate să-i lepid și la gară. Poate să-i lepid și la gară, ca mâncai. Mâncai era așa. Așa am auzit eu, că mâncai eu repede copiii drept la gară. Eu născut și eu repede. Nu știu precis, da. Și e că... A venit momentul să-l auzim pe Vasile. După mai multe căutări, am reușit să dăm de el pe o rețea de socializare. Tânărul se află acum în Germania. I-am propus să intre în legătură directă cu noi în această seară, dar Vasile a refuzat. Totuși, am înregistrat o discuție cu el în care tânărul ne-a povestit despre relația sa cu Zarina și dacă se recunoaște drept tată a gemenilor pe care i-a abandonat în casa părinților săi. Atenție! Vasile spune că Zarina a fost prima lui iubire. El a cunoscut-o pe când era un adolescent. Eu pe ea o știu la 12-13 ani cât de la Rusinia și pe noi, cum ar fi prima iubită, dar au fost ce... Vasile zice că Zarina a fost nevoită să se întoarcă în Moldova. Din acest motiv, cei doi îndrăgostiți au pierdut legătura. După mai mulți ani, bărbatul și-a găsit prima iubită pe rețelele de socializare. Și pe urmă noi, adică e care și cum, e la Moscou, eu acasă, pe urmă a trecut mult, foarte mult timp și iar ne-am găsit pe internet și e ca o venit iar acasă și tot. Tânărul se plânge că părinții lui nu au acceptat-o pe Zarina niciodată. Ei nu au agreat familia din care face parte iubita lui, spune Vasile. Nu, un pic chiar mai mult. Că știți cum el, cum să vă spun eu dumneavoastră, la mine cu soția asta e din altă familie, care, adică cum spune tata mea, din asta noastră, da, și... Vasile zice că se ceartă frecvent cu părinții din cauza femeii pe care a ales-o. El recunoaște că a plecat peste hotare fără a-i întreba pe ei. Acesta spune că a mers în străinătate pentru a câștiga bani.
Nu chiar ne-am înțeles noi cu ei, îi deamu sunt bătrâni, zic mai bine să eu lucrez cu soția pe ei și cu șpătare și să trimătă urbani acasă, de lemne, de tot ce au nevoie, zic mai bine să întreții ei copiii, da? Eu, mă, cum adică, vroiam să vorbesc cu ei, dar ei nu înțelegeau că nici că cum, adică nu putem să-l convinc ca să rămâi copiii și am fost nevoit așa să plecăm, fără să știu nimic. L-am întrebat pe Vasile dacă recunoaște că este tatăl bebelușilor de 7 luni. Dar răspunsul lui a fost confuz. În ziua de azi, știți cum? Încredere nu poți să ai în oricine, dar... Tatăl dumneavoastră, cumva, nu știu dacă e corect să zic, dar el cumva se îndoiește cu Valeria ar fi a tăi. Nu știu de ce, el singur îmi spune, adică că și fata-i copia seamănă cu mine, cu mama, băiatul seamănă cu mine, adică... Adică el când spune așa, când altfel, când și cum spune. În tot ziua, are câte o părere. Adică noi spunem așa, eu mă uitam la fată câteodată așa, mă uitam la zic, parcă seamănă cu tine, spunem lui. Zic, Vasilica, când fata seamănă cu tine, dar băietul nu. Asta el a spus corect. Dar noi, totuși, copiii seamănă unul cu altul. Și nu putem să spunem 100%. Noi suntem la 50, așa, oricât e... Dar uitați-vă, el a zis că banii câștigați îi trimite acasă pentru întreținerea copiilor. I-ați primit? Nu. Ce capi că el nu-mi trimis nou? Deci aici ne-am mințit? Bine asta. E. El are planuri ca să... Poate să gândește numai, dar nu mă rămâne numai cu gândul că sunt trimată, dar nu mai trimite nimic. Dar... Ce vă spune el vouă atunci când îl întrebați de paternitate? El și cu voi este la fel de confuz? Sau el vă spune că sunt copiii mei și eu sunt tatăl lor? Ce vă spune vouă? Da, el spune că salut. Pentru că ați văzut. Nou ne-a zis evaziv. Confuz a fost. Că în ziua de azi nu poți crede... Da, cum? Dar vouă, voi vrea să vă convingă că sunt copiii lui. Da, el așa a spus că ăștia sunt copiii. Eu credeam că e slab, că vai și amar de fișorul dumneavoastră, după ce o tragedie de la 13 ani, dar domnilor, un dita mai bărbat, cu barbă, bine făcut. Dar mulți îi spun. Asta vreau să spun și eu, l-a salientat. I-a scăiat toate condițiile artificiale ca să vă lăsați aici doi copii dumneavoastră. Și nicio responsabilitate, revin încă o dată la această concluzie. Fiindcă dacă dumneavoastră i-ați fi educat această responsabilitate de tată, fiindcă te cuci cu o doamnă, e și clar, pot apărea copii. Dar atunci când dumneavoastră n-ați acceptat-o și a spus asta e dragostea mea din copilărie și s-ar putea să vă gândiți că este o pedeapsă pentru voi pentru faptul că n-ați acceptat-o pe Zarina ca unica dragostea lui, s-ar putea să fie și lucrul acesta. Dar la mijlocul trebuie să suferi copiii. Nici într-un caz. Nu. Pe primul plan trebuie să fie copiii și după aceea relația noastră cu ficiorul, cu viitoarea noră, s-ar putea încă să vă schimbați poziția în raport cu ea. Dar uitați-vă, la mijloc cresc doi copii frumoși. Și atunci când vorbește și Vasile despre ea, raportul dumneavoastră, mi-a să-l încercați așa ca stilul anchetător. Poate nu-s copiii tăi, nu-a să vedeți prea bine că seamănă cu el. Știți, eu într-adevăr am simțit durerea lui cea mai mare este inacceptarea partenerii și din momentul când cineva este îndrăgostit, el se identifică cu partenerul său. Și asta înseamnă tu nu, adică părintelui, nu accepti pe partenera mea, înseamnă că nu mă accepti pe mine. Mm-hmm. Iată cumva asta. Și ar fi bine să învățăm, să acceptăm, din păcate, chiar poate nu corespund cu dorințele și așteptările părinților, dar... E bine să învățăm acest lucru, să acceptăm. Pentru că el poate, această acceptare poate duce la lucruri bune. Bine. Părinții nu au acceptat nora, dar ce au de suferit copiii din toată istoria asta? Hai că părinții undeva au fost împotriva relației astea, că ceva nora nu era la locul ei în regulă. Dar ei, ca părinți, când și-au abandonat copiii, chiar pentru
nu-ți place că părinții nu acceptă pe soții, ți-ai luat soția, copilașii și-ți faci un viitor, o casă și trăiești, dar nu lești copiii că tu ești marele Romeo și tu Giulieta și v-ați dus în lumea mare că Moldova nu l-a înțeles nimeni, dragoste și nu era harbuz. Păi da, să înțelegem că copiii ăștia sunt suflete în creștere, au nevoie, bunei sunt bunei. Eu îți oferi dragostea lor de bunei așa cum o face orice bunel adecvat, dar dragostea părintească cine le oferă? Unde sunt părinții? Dacă dragoste nu a fost de la maternitate, ea nu va fi niciodată. Asta am vrut să zic. Și de aceea, dacă voi acum vă gândiți, dacă vor veni ei acasă, luați-vă copiii, veți vedea ulterior că veți face o greșeală. Chiar dacă sunt părinți biologici, gândiți-vă mai degrabă cum voi să deveniți părinți la acești doi copii, cu acte în regulă. Și asta va fi unica cale pe care să plecați în Germania și să câștigați și un ban și copiii să-i creșteți. Noi vorbim acum, adică ceea ce am auzit, eu sunt punct de vedere rațional. Atunci când se iubesc doi și sunt în etapa aia îndrăgostirii, adică asta este, că între ei doi există doar acest spațiu. Ei n-au ajuns posibil, că, adică eu tare sper să treacă un timp oarecare și să ajungă rațiunea cea la ei și ei să se întoarcă, să aibă grijă de copii și așa mai departe. Foarte mult sper. Adică eu cumva iată la asta, că noi vorbim din punct de vedere rațional, dar noi nu știm ce între ei. Care vor fi rezultatele testului ADN? Se va confirma oare că Vasile este tatăl geminilor de 7 luni sau cei doi soți, Petru și Tatiana, cresc la ei în casă copii străini? Voi dacă nu aveți niciun document pe copiii ăștia, voi țineți la voi în casă copiii ilegal. Ești ei, chipul urma să vină, nu știu, peste câți ani, eu o să vin și o să iei. Eu dau pe fugare Miran și fugare Mira. Căsătoria cu fugare este o căsătorie fictivă. Noi i-am crescut, dar tot nejele nouă de dânsă. Da, soțul ea când a venit acasă din pușcării, eu am un fișor. Ce aș fi făcut eu dacă copilul meu venea cu așa un buchet frumos? Ia că ce bună întrebare! Eu pot să-i nasc și să-i las. De la ceea ce se întâmplă în jur și diavolul a început să-și facă cruce. 7 copii ar putea să fie la 7 bărbați. Voi vreți să aflați un adevăr? Da. Da, o să de asta tot mai tare. Trebuie să aflăm adevărul cu copiii.